Bună seara! Bună seara! Mamă, nu știu niciodată când începe. Sunt live cu YouTube-ul ăsta, că trebuie să apeci 70.000 de butoane. Gata, mă, suntem live, mă! Salutare, chat, și bine ați venit la stream! Bine v-am regăsit și pe acest canal. Salutare! Așa, muzica avem, alerte avem, totul e bine, pus la punct, chat avem. Bă, sunt pregătit pentru prima dată cu tot. Era amuzant acum să fiu pe mut sau ceva. Salutare, bine ați venit! Suntem puși la punct cu totul, nu-mi vine să cred. Extraordinar! Salut, Vaca, salut, Marius Mădălin, salut, Mavericule, salut, Geamari, salutare. A, Vaca deja și-a luat timeout, mi-am început stream-ul. Salut, Pufu, bine ai venit! Mâine, ultima simulare, multă baftă tuturor, sper că ați făcut bine la simulare. Salut, Iftoduț, salut, Albert, bine ați venit. Ce aranjat, da, sunt foarte aranjat. Uite la mine, mi-a târnă gulerul așa într-o parte, și că vreau să vă arăt o țâță, părul îmi stă ca dracu că nici nu l-am aranjat și eu m-am spălat pe cap și nici nu l-am uscat, l-am lăsat să se usuce așa. Ce contează, domne? Nu de-aia vine lumea. Părul în trei direcții, minim trei direcții. Da, ce faceți, mă? Ăsta e stilul nou, păi da, normal, suntem trendsetteri. Ce bine intră acum niște fâmâ, bă, da, chiar am chef de niște fâmâ în seara asta. Salut, Alexandru, bine ai venit. Da, după sabaton, revenim cu încă un stream. Sabatonul, pentru cei care nu știți, că n-am spus pe canalul ăsta încă, și poate nu vă uitați toți pe canalul secundar, deși dacă nu vă uitați, de ce? Dați subscribe la canalul secundar, mulțumesc. Sabatonul este blocat în toată lumea de cei de la UEFA. Sabatonul este, în caz că nu știți și ăla, este un stream de 11 ore, 10-11 ore, pe care l-am făcut sâmbătă și care a fost blocat de cei de la UEFA pentru 4 secunde dintr-un meci. Like, mă, și muie UEFA. Da, pentru 4 secunde dintr-un meci mi-au blocat tot streamul de 10 ore. Tare, și nu mai poate vedea nimeni, doar eu. O să mă uit la el când sunt trist. Da, e blocat peste tot, nu e blocat global, chiar și în Coreea de Nord. Salut, Liton, bine ai venit. Pentru că aparent se pot bloca unele videouri în anumite țări. The more you know. Gen, nu știu, sunt foarte multe canale de-astea de muzică, în special, care blochează videourile în Belarus și în Rusia, din cauza războiului, pentru un anumit motiv, nu știu ce. Mă rog. Ce treabă are războiul cu muzica? Bună întrebare. Salut, Ping, bine ai venit. În Coreea de Nord, oricum, cred că era blocat. Evident, dar dacă l-ar legaliza, tot n-ați putea să-l vedeți nici măcar acolo. Na. Fă, mă, bine că faci live când trebuie să fac proiect pentru mâine. Eu prost, mă scuz pe mine. Data viitoare o să te întreb, Sabine, bă, mai ai proiecte de făcut, să știu dacă fac sau nu stream. Salut, Samuel, bine ai venit! Da, mă, chat. Astăzi, Football Manager, bazat. Mergem în Instagram-ul și a revenit să putem pune și noi un story. Hai că merge, că n-a mers Instagram-ul. Să pun un story. Chat, spuneți ceva frumos în chat. Să vă fac o poză, că nu v-am mai făcut de mult. Să pun pe story, să anunțăm oamenii că suntem live. Spuneți acolo ceva. Ceva inteligent. Respect, I silent. Corect. Așa. Bun. Acum dacă cuvântul pulă o să-mi cenzureze story-ul, asta nu știu. Dar riscăm, nu-i nicio problemă. Numai pe Instagram nu ne-am mai luat bani, că în rest.
Trimite. Copiază linkul. Sir. Mulă seara Instagram, mulă seara. Păi pe ce ai mai luat? Bă, chiar nu mi-am luat banuri. Actually. Nici pe Twitch nu mi-am luat și aveam toate motivele să-mi iau. Și numai căcaturi pe Twitch. Așa. Nu mi-am luat niciodată ban. Mi-am luat un singur strike de la nașpa pe YouTube. Nu, mănâncă ca două mi-am luat. Două mi-am luat. Unul mai de mult pentru un video care avea în titlu semi-autist și de aia pentru hate speech ceva. Ok, mai am vreo, nu știu câte pe canalul altul. Și mi-am luat unul pentru că am avut și o campanie odată de am promovat un site de downloadat videouri de pe YouTube și n-ai voie să faci asta. Dar gen, eu am promovat site-ul ăla prin 2014 și mi-am luat strike-ul prin 2019-20, ceva de genul. Ok. Pe chat la Fire, nici măcar pe chat la Fire n-am avut bani. Cam woke Google-ul ăsta, da. Bine, era ceva de ăsta, de sat automat, probabil, când au fost ei nebuni atunci pe vremuri. Cu regulile noi, acum mulți ani. A jucat cam mult Pedri. Da, bă, s-a rupt Pedri, șocant. Nu mă așteptam absolut deloc. N-am făcut react la meci că nu mai puteam de oboseală, eram mort. Abia am rezistat să mă uit la meci. Am picat total. Salutare Gabi Toma, bine ai venit. Și de Young, de el aveam așteptări. Pula mea, la De Young a fost necaz acolo, că i-a dat la peste picior. Nu mai este Halep suspendată, let's go, da, am văzut. Foarte bine. Nu știu de la cine am primit membru, dar vă mulțumesc, zice Gabi Toma. Toată lumea este membru, a scăpat Halep, da, și deja s-a atacat proasta aia de Serena Williams pe Twitter. Deja comentează aproastă, ca de obicei, mai de morții, cel mai prost caracter al unui sportiv. E, pula, comentează aia că nu-i convine că a bătut o Halep odată. Ce luzăriță. Da. Serena sigur a falsificat ceva teste antidoping la viața ei, păi când te uiți la ea, na, pula mea, adică e femeia Hulk. Cred că e mai mare decât femeia Hulk din benzi desenate. Sincer, dacă stăm să ne gândim. N-a comentat nimic, era o postare mai veche de ei, dar la care a dat lumea share. Ok, dar o să comentezi oricum. Stați liniștiți. N-am știu, văzut ceva pe Twitter, dar n-am dat importanță. Femeia Hulk are gen 206 și 120 de kg. Păi da, și eu ce am zis? Eu ce am zis, tat? Am zis eu ceva? Doamne, da. Am postat astăzi pe canalul secundar. Dați like la stream și la canalul secundar. Și mai vin videouri, mai avem videouri, vin videouri gârlă pe canalul ăla, că avem contentată. E top, îmi place ce facem acolo. Da, acum nu știu dacă mai are șanse Barça, sincer, la Champions League. Fără Pedri o mai dregi, nu e atât de greu, dar fără De Jong nu știu ce să zic. Asta înseamnă că o să joace ori Oriol Romeu, dar nu cred, nu prea are cum. Dar cel mai probabil o să joace Sergi Roberto. Ceea ce cred că e mai rău decât Oriol Romeu totuși. Deși am văzut că i-a chemat pe Casado și pe Pau Prim de la echipa a doua.
Oricum, De Jong e overrated. Hai că e overrated dacă e. Da, o să vedem. Da, exact. Cum se numește contul unde postezi? Îl ai pinned aici în chat. Este sus, deasupra chatului este canalul. L-ai făcut pe iSilent fan. Da, numai că l-am făcut fan pe iSilent. Mi-a dat subscribe, că altfel nu putea să scrie în chat. Voi ați observat chat că de când fac stream pe canalul secundar au venit o grămadă de youtuber cu bifă să-mi comenteze în chat și în comentarii, actually, au venit o grămadă de youtuberi. Nu le place că zic de rău despre ei și despre colegilor de breazlă. Cine a mai fost? Păi a mai fost și ăla, cum dracul cheamă, ăla cu Don't Smoke, nu știu ce. Și a mai fost Alex Suțu ceva, ăla de la, i-am comentat ieri, comentul. De ce nu lași toate ce mă? Comutile? Comurile? Sunt doar 30. Ha? Ce comuri, mă? Care toate? Mai că nu le las. Am comentariile pornite. Doar că pe stream, gen, acolo trebuie să dai subscribe ca să comentezi. Că nu vreau să vină boți să boteze cineva chat-ul, gen. Bă, da, iSilent nu a fost rău. Păi nu a fost. Am zis eu că a fost, dar mi s-a părut așa funny, doar. A, credeam că erau doar cu aprobare, că păreau puține. Nu, dracu, nu sunt cu aprobare. N-am avut, cred că, niciodată comentariile cu aprobare. Ba da, am avut comentarii cu aprobare doar când făceam serii cu jocuri cu story. Și le aprobam după ce terminam jocul sau... îmi puneam pe altcineva să mi le aprobe. Salut, Pașa, bine ai venit. De cât timp te joci, fumă? De la 2016. Salut, Bogdan Bucur, bine ai venit. Salut, Victoraș, salut, George, salutare. Uite, se dau notificări, tată. Extraordinar. Se mai dă un batch de notificări, minunat. Da, chat, v-am zis ieri că o să filmez astăzi ăla, cum îi zice, experimentul cel nou. Nu l-am filmat. Nu l-am filmat. Promit că o să-l filmez mâine. Dacă nu-l filmez mâine, dacă mă vedeți pe stradă, să-mi dați un șpiț în cur. Dacă nu-l filmez mâine. Bine, îl filmez, nu-l postez, că doar îl filmez mâine. Și-l postez poi mâine. M-am uitat acum la tot streamul cu rating de YouTuber prea Caterinca. Să rămână. Oricum pun highlight-uri, deci... dacă pierde stream-ul, așteptați două zile și primiți highlight-urile. Salut, Michael Z, bine ai venit. Dacă te văd, te calc cu mașina. Bine, ce mașină, mă, care e șmecheră? Dacă tot, nu? Pula o Skoda, bună și aia. Nu, n-am pretenții, am întrebat doar așa. Salut, STK, bine ai venit. Tiki-taka, Alex, stolnicul cu 3 euro, mulțumesc foarte mult. Hai cu FM ăla puternic. Imediat intrăm și în FM. Goal-ul la cât este la 100? La 8? E 18% acum, nu știu. S-a făcut 18%, mulțumesc foarte mult. Pun din nou goal-ul lunar chat. M-am gândit și mai ok așa. Oricum, la un moment dat o să iau un laptop. Văd eu cum fac. E mai bine așa că pula mai trebuie să mai fac și alte chestii, gen. Pașa este titular. Mulțumesc foarte, foarte mult. Domnule Pașa, numărul 345 aici de pe canal. Mulțumesc pentru membership. Ai prins primul 11, da, din primul 11 constă în 345 de oameni. Sunteți în primii 345, nu în primul 11. La noi fotbalul se joacă în 345 de oameni. Și dacă sunt mai mulți membri, mai mulți. Gen așa. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult.
E ceva dacă stai să te gândești. Da. Îmi merge netul ca dracu. Digi este fabulos. Pe zi ce trece. Salutare, Borceanu, bine ai venit. Te urmăresc din 2013, o să continui să te urmăresc până te lași de YouTube. Să rumână. Predicții pentru diseară? I don't care. Sper să fie eliminată Bayern. Atâta tot. Haide, Lazio! Salut, Cătălin 78, bine ai venit. Eu te urmăresc cu mașina pe stradă. Ce mașină? Vreau să joc winger pe suport. Nu ești membru. Nu joci. Ești rezervă neutilizată. Încă un veteran printre noi. Pe majoritatea sunteți veterani. Putu-vă în aripă. Că mă urmăriți de atâta timp. Nu v-ați sătura să mă urmăriți. De ce o fac să sune parcă e ceva rău? Așa ne respectăm noi. Cine înțelege, înțelege, domne. Ce bei acolo? Apă. Apă beau. Mai am jumătate de pahar de suc. Ăsta e tot sucul pe care îl mai am. Și trag de el. În casă, dar nu mai am suc. Plâng și trist. Că ar fi mers un Pepsi acum. Mamă! Aie. Eu te urmăresc după vreo 4 banuri pe Twitch. Așa, tata. Da, mă, astăzi o să ne mișcăm în repejor cu FMU, că, na, sunt meciuri de Champions, probabil vreți să vă uitați și voi. Și facem contentul înainte de meciuri. Holy Timișoara! Repetă, bă! Repetă, bă! Ce dai al servici? Ce dai la strug, la pilă? O, domnul Becali. Repetăm, în fiecare zi repetăm. Așa, tată, hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Mai avem 3 meciuri din sezonul regulat, dar suntem în perioada transferuri. Tocmai am terminat ultima partidă cu Reșița, am bătut Reșița, am bătut Baia Mare. Mergem la pas și în Liga a doua. Diferență mare de puncte. E bine, poate cu puțin noroc, dar nu cred că o să dureze cam mult. Suntem totuși în decembrie. Nu știu dacă putem termina sezonul astăzi, dar încercăm, o să-mi dau interesul. Dacă dați like-uri multe, îl terminăm astăzi. Dacă nu dați like-uri multe, nu îl terminăm astăzi. Fair enough. Da. Dacă dați subscribe la canalul secundar, terminăm astăzi. Dacă nu... Dacă ar be honest, eram kinda retarded de la 13-14 ani și au fost deserved, dar mulțumesc pentru a 5-a șansă. Lasă-mă liniștiți, mă. Mie-mi place să dau șanse oamenilor. Că știu că mulți oricum fac prostii când sunt la vârste de-astea. Bine, numai ăia, ărul la care le tot scot banul și îmi demonstrează în continuare că sunt proști. Că am mai pățit și de-astea, adică... Când m-am reapucat... Mă rog, când mai făceam și o stream-uri pe Twitch, la fel, dăduse-mă în ban la câțiva, au apărut, iar erau idioți în chat, iar le-am dat ban. Când m-am reapucat de YouTube, la fel, și iar au fost idioți, și iar le-am dat ban. Și acum, pe canalul ăsta nou, am zis, bă, hai să o ia toată lumea de la zero, nu? Și iar au luat ban. Eu acum nu știu ce să mai zic. Eu dau șanse la oameni. Uneori mai stau să mai șterg banurile pe care le dau. Mai scot așa, când mai tună mie. Și niciodată nu mă învăț minte. Că scol la toată lumea. Ah, ce buget avem chat pentru această echipă minunată. Ne apropiem de 1 ianuarie, doamne. Aolo, Paul Pap. S-a rupt fake Paul Pap. Dar Paul Pap ăsta, potențial, poate, nu știu sigur. Lucas este și el titular. Mulțumesc foarte mult, Lucas. Bine ai venit. Sărut mâinile. Mersi mult pentru member și bine ai venit. Ia un siutat de la Ronaldo Cristiano.
Și Pașa prinde și un euro. Vreau să joc fundaș stânga. Mulțumesc foarte mult, Pașa. De un euro. Da. Îl setezi tu programul de antrenament sau lași asistentul? Las asistentul, că n-am chef să... Când mă joc eu singur, stau să fac toate căcaturile, dar pe stream nu stau să fac toate mizerile posibile și imposibile pe aici. Poate de-aia nu mai mă joc în timpul meu liber, că stau prea mult. Îmi place să-mi bat capul cu toate căcaturile. Acum vreau să joc Inverted Winger pe suport, că m-a enervat că ai zis că nu sunt membru. Acum a dat, tat. Ce mă, are? Cât are sta clauză de reziliere, mă? Dai că sta, că se apropie de release clause. 275.000. Bă, 275.000 pe un jucător pe care l-am luat gratis. Să vină banii pe el. Nu mă plâng absolut deloc. Expiră contractul lui Radu, dar nu vrea să continue la noi. Asta este o problemă. Alexandru Ilie a fost ok, dar dacă promovăm nu o să mai fie ok. Deci îl putem lăsa să plece. O să dăm set for release. La Carabela ăsta, ci că injury concerns. Da, ok. Îl putem lăsa să plece. Andrei Mura nu mai este. Deja nu mai este bun. Nu mai este bun deja acum, dar în următorul sezon. În Liga 1 o să fie și mai rău. Dacă promovăm. Suntem pe primul loc. Hai să-i prelungim contractul lui Mada. Că Mada ăsta este un jucător interesant. Oh, și cere și salariu mic. Bun, fără clauză de reziliere, boss. Și fără asta. Să vrea un pic mai mult. 1300, perfect. Așa, Burlovean. Repetiție. Asta e împrumutat la Miroslava. Asta a crescut o leacă, dar nu cred că e mare sculă. Îl lăsăm așa, Huminic ăsta nu o să-l prelungim. Poate eventual pentru echipa a doua. Deci nu știu. Îi mai lăsăm pe ăștia. Doar pe Mada l-am prelungit, e ok. Salut, Cristi V, bine ai venit. Să trăiți, tovarăși capitan. Salut, Rareș Robert, bine ai venit. Te urmăresc de când m-ai făcut să-mi dau seama că Sterling chiar e o gloabă. Patrick Pașcalău. Mada s-a rupt. A, nu, are COVID, am înțeles. 6-9 zile. Tare. COVID-ul acesta face victime. Mamă, ce ne-am blocat. Fute mașinile procesor, că moare dracu. Leașină. Ia de la Băsescu. Ia de la Băsescu. Mamă, cât stăm pe 31 aici până mâine. A, da, chat, vreau să vă mulțumesc că am făcut 3000 de abonați pe canalul secundar, să rămână. 3024 chiar. Mulțumesc. Am făcut 300 de abonați în 3 zile. Ceva de genul. Drăgușin, Young Player of the Year. Bravo, Drăgușin. Olaru, Player of the Year. Și Companio, străinul anului. Tare. David Roșu s-a... a răcit și ăsta. Toată lumea răcește, toată lumea face COVID. Foarte frumos. Bine că nu avem meciuri, măcar atât. Îmi moare stream-ul când deschid tabul de emoturi pe YouTube. Bombă! E bine făcut și YouTube-ul ăsta, ce să zic. Calitate superioară acest YouTube. Minunăție. Hai cu 12K și aici să fie fix de 4 ori mai mare canalul ăsta decât al doilea. Nu cred că o să dureze foarte mult, că pe canalul celălalt gen... face o grămadă de subs. Cred că o să se ducă bine la tot canalul secundar. Iar ne-am blocat. Doamne, doamne, ce frumos.
YouTube Music e calitate mare, mi-e dor de Spotify, to be honest. Aia, te înveți, mă. Te înveți, nu-i nicio problemă. Mamă, dar stăm prost cu banii. Stăm prost, prost cu banii. Nu glumă. Daniel Moroșanu. O legătură cu Moroșanu parcă seamănă așa o leacă. Alexandru Pop. Alexandru Pop. Aș vrea să văd cu expiră contractul, să vedem dacă putem lua ceva gratis pentru sezonul viitor. Eu cred că cu acest lot, eu cred că putem să facem treabă cu lotul ăsta. Nu cred că e o problemă. Salut Mihai, bine venit. Faci ca Rovion, postez mai mult pe canalul secundar. Păi da, dacă e mai ok acolo, ce să zic, na, pana mea. O să mai postăm și pe ăsta, oricum o să revină și cariera cu Barcelona săptămâna asta. Sau să începem altă carieră. Că mă sucesc de pe o zi pe alta, nu mai pot. Dar pe aia iar mă înjură băieții că n-am terminat cariera. Dar n-am mai postat-o câte o lună jumate, cred. Tiki-taka, Lucas, te urmăresc de la cariera cu Sevilla și chiar meriți toată susținerea și mai mult, ia uite ce zice. Mai mult. Așa că nea de la mine puțin. Săru mâna mult 2 euro de la Lucas, care nu face golul 19%, dar îl duce mai aproape de 19%. Mulțumesc foarte mult, apreciez. Mulțumesc de donații, băieți. Sărut mâinile. De-abia aștept review la Buzz House The Movie. Am promis, ce dracu să mai fac. Este timpul de un PC nou odată cu FM25. Bă, s-ar putea, da. S-ar putea să fie nevoie de un PC nou. Super. Da, doar, da, e posibil. Bă, placa, în afară de placa video, că placa video e bună. O să-l vezi în cinema? Da, că avem bilete. Avem bilete. Olo. Chiar trebuie. Poate tu trebuie să stai cu Puca, deci să mă duc singur la filmă. Să mă duc cu băieții. Cine? Cu Teo? Mă duc cu Teo la film. Și să-i pun mâna pe crack lui Teo. Îmi permiți? Poate răci și stai acasă. Decât să văd Buzz House The Movie, parcă mai bine aș răci un pic. Salutare Ratonu, bine ai venit. Salutare de la Curcan la Raton. Facem fermă aici, tat. Vlog de la Buzz House The Movie, nu prea ai cum. Prea ai voie să filmezi în cinema, zic. A, cum mă pregătesc, vă arăt, vă pun o poză cu outfit-ul. Cum pula mea te îmbraci pentru Buzz House The Movie? Ca un țăran coclit? Ca elicopterul? Nu știu. O, se deschide perioada de transferuri. Ia păzea. La costum? Da. La costum, normal. Depinde de cine îți place. Din Buzz House? De niciunul. De Shelly. Mă îmbrac în Marlboro roșu. Cu parpalac. Mamă, cuvântul parpalac. Îmi place mult. Vlad Gabor ajunge la o cotă între 400 și 850 de mii. Wow! Bă, băiatule, dar ăștia... Dar oare nu pot să le prelungesc contractul? Să le dau un contract mai sănătos, că... Mi-e frică să nu-i pierd. Te îmbraci ca Becali, e... Păi, am eu banii să mă îmbrac ca Becali, pe vând dracu hainele de pe mine, ești nebun să fi avut eu hainele alea. Îmi făceam două PC-uri din haine ca lui Becali, dintr-un outfit. Îmi luam și laptop, îmi făceam și PC. Pe... Costumele aia din mătase sau ce dracu sunt. A, da, stai mă că e Drăcea, mă, în Buzz House. Da. A, nu părea că vrea să fie acolo. Dar, da, Drăcea e ok, în rest. Doamne ferește. Nu-ți place de Costi Max? Nu l-am urmărit destul. Să am o părere neapărat. Parfum din mărciul lui Iorga. Ați văzut, mă, chat? Mi-a arătat și mie Laura azi. Că Iorga are odorizante de mașină. Ca mărci.
cu ea în sutien, cu o poză cu ea în sutien pe... Să-i dați Nu se pică. Eu... Bă, dar chiar mai... Îi luăm Nu se pică chat? Se deschide chetă pentru... Oh, Doamne. Gabriel Gomboș. Doamne, ferește. Andrei Vraciu. Am auzit de asta. Sergiu Grecu primește ofertă, dar ci că n-ar vrea neapărat să plece. Cât oferește 200 de mii? Mare și dracu de aici. 100 de milioane, pe atâta pleacă Grecu. A venit Ludogorets cu oferta, mă. funny. Nu ne pleacă cel mai bun jucător niciodată. 200 de mii de euro. Mare și dracu. Ce dacă suntem noi în Liga a doua? Ce, suntem proști? Suntem proștii voștri, băi, bulgarilor. Băi, plecați de aici, să nu mă văd. Rămâne la Mămălicchi al nostru. Așa. Nathan Holder, de la Levski. CDM, all winning. 1,88 m. Nu prea este agil, nu prea este agresiv. Vreau numai înțepat aici. Și nu este nici consistent. Ceea ce este rău. Asta este determinat. Central defender, 1,80 m totuși, 6 strength. Tare. Ce database de se încarcă așa greu? Na, nu e foarte mare, nu știu. Pur și simplu. Mamă, Grecu e ofertat de toate. Nans! E, asta nu e bine. Dacă a venit Nans să-l oferteze pe Grecu, asta nu este bine absolut deloc. Este interesat, dar dacă nu îl dăm, gen, se supără? Nu cred că se supără. Cred că e băia de treabă. Salut, Cosmin, bine venit. Mai faci live horror? Sâmbătă e programat live horror, chat. O să jucăm eu alături de Laura. Mai mult ea, că ea nu știe, Outlast. Cine a mai venit, mă? Tot Ludogorets. Dar nu o să plece, mă, la... Nicăieri nu o să plece. Sați-l. Așa. Mai înainte. Stoarce de bar cere 1 milion, dar nu vreau să-l vând. Mamă, stai așa că vine Nans acum pentru Gabor. Bă, ăștia au pus ochii pe jucătorii mei, mă. Marș, mă, dracu de aici. Plecați, dracu de aici, mă. Jos labele de pe Grecu și Gabor. Gloabelor care sunteți gloabe. Uitați-vă ce jucător am aici, tată. Nu-l dau niciodată. Nu plec. Decât pe 10 milioane, dacă primesc 10 milioane, îl dau. Aflat Nans de Poli Timișoara. Ia uite, bă, cum vin și ăștia de la Ludogorets acum la Gabor, bă! Plecați, dracu, de aici, că nu vă dau jucătorii mei. Nu vă dau jucătorii mei niciodată. Asta rămâne liber. Asta pare interesant pe mental aici, stă bine. 28 de ani angolez, la Inter Club joacă. Ball winning. Pare bun. Are stețurile bune. A jucat la Buzău și la Brașov ăsta. Aș putea, pare un jucător bun ăsta, solid. Hai să vedem aici care e problema. Doesn't enjoy big matches, asta e rău, că ajungem în prima ligă și e rău. Nu e bun, că nu, dacă n-are enjoy big matches, o să am numai big matches în liga întâi. Bag pula în curul tău. Ce, că am zis Buzău? V-am învățat bine, mă. Sunt mândru de voi, bravo. A, da, un amical ar trebui să punem și noi totuși. Că se apropie meciurile și n-avem sharpness. Ne-ar trebui un amical acolo, așa. Bine, avem meciul în februarie, dar... Totuși, să fie puse. Uite, băgăm un meci cu Lugoj, în care scoatem 8.000. Ceea ce e foarte bine.
Mai punem unul aici cu... Hai cu echipa mai puternică, ia, cu una din străinătate. Cu... Bruji? Dar nu scoatem profit. Nu este bine, nu, nu, caca, caca. Uite, cu Corvinu, tată, uite. Uite, scoatem profit mare și de aici. Țaca, paca. Buzău la Moldova, acolo. Iar oferte pentru Grecu. But he's happy to stay at... Ok, deci el vrea să rămână la echipă, cam asta. Marci de aici, nu pleca, nu pleacă nicăieri Grecu. Grecu e loial, bă, vrea să rămână la noi. Răzvan Erceanu, rămâne și ăsta, că ne trebuie rezerve. Osei. La Târgu Mureș. E bun ăsta de ceva chat? Osei ăsta. Are 20 de meciuri ca titular, 5 goluri, 2 asisturi în Liga a 3-a, cam rău. N-am să vă mint, cam rău. Între 4 și 8 dribbling. Cam foarte rău. Salut, Nada, bine ai venit. La mine în CV e cam zeuț. Da, da, nu știu ce să zic. Trebuie să ne gândim... Trebuie să ne gândim la Liga 1. La asta trebuie să ne gândim. Nu putem să... Bine, mai e și chestia să nu se bage dracu patronul, să nu se bage președintele peste transferuri. În caz că vine ăștia cu o ofertă mare. Dar sper că nu e dobitoc. Trece ianuarie repede. Ok, bine. Poate terminăm astăzi sezonul. Scuzați-mă, gata, nu mai mă joc cu asta, gata. Îmi pare rău, îmi pare rău. Mă jucam cu capacul de la asta, scuze. Scuze, îmi pare rău, scuze. Nu mai fac gălăgie să mor, nu mai ating nimica, nu mai pun una pe nimic. Salut, Cuic, ai văzut că s-a dus Irancunda la Bayern? Da, de jumătate de an. De când s-a... Aolo, s-a rupt Vlaicu, ce ai pățit, tată? Twisted ankle. A făcut un De Jong ăsta. Ha, fără Aurel Vlaicu, dar mai avem 3 meciuri, suntem pe primul loc. E bine, nu e rău. Să nu se mai rupă și alții. Asta ne-am dorit. Da. Se califică Barcelona? Nu cred, sincer. Acum, după accentările astea, mi-e greu să cred. Dar nu este imposibil niciodată. Bă, atacant avem. Ce am putea, mă, să mai avem? Mai trebuie să luăm ceva. Nu cred că nu mai trebuie nimica. Echipa e bună. Echipa este foarte bună, așa cum este. Nu cred că are rost să mai dăm bani și așa n-avem. Mă gândesc, nu? Doar dacă pleacă cineva. Dacă vrea cineva să plece, iar au venit ăștia. Ofertă pentru Grecu, 450.000, extraordinar, marș de aici. Gündogan va fi clutch. Să nu se rupă și Gündogan. Ia, mă, Andrei Vraciu ăsta, ci că ar fi bun așa la prima vedere. Nu e. Nu e deloc, nu. Chierechi, ce vrea? Să joace mai mult. Ce să fac, mă, tată, mă, dacă e slab? Loan move. Backup, ești backup, tată. Nu vrea. Bine, hai, te dau un prumut dacă vrea să te ia cineva, domnule Mihai Chierechi. Luați-l, mă, luați pe Chierechi, uite. Trebuie să-i plătiți doar salariul ăla, care este... extraordinar de mic. Ce echipare Barça în save-ul ăsta? Nu știu. Nu mai știu. Parcă ne-am uitat? Ia să ne uităm că-s curios. Barcelona. Barcelona, FC Barcelona. Încă e Lewandowski la echipă și este chiar capitan. Ce frumos, ce-mi place. Foarte tare. Darvić, Roche, Faie, Palde. Am cam aceeași. Kivior împrumutat. Matias Oliveira, uruguayan de la Napoli. Împrumutat și ăsta, nu-și permite. A, da, și bulgarul ăsta are Barça bulgar. Superb. Nu s-au schimbat foarte multe. Câțiva jucători acolo, backup. Iar ofertă pentru Grecu. Nans. Nu o să joci la Nans, stai aici. Noul Stoichkov, da. Noul Mămălicchi. Noul Hagi când ajunge la Barça. Lasă bulgarii.
Îl dăm noi pe grecul la Barça chat. Să vedem. Tot pentru grecu. 550.000. Dau contraofertă de 15 milioane. Nu vreți. Ah, ce păcat. Ah, nu mai. Au, au, ce mă doare. Au. Au, 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 au. Ah, frumos. Corvinu, amical. Hai, tată, să vedem. Corvinu. Dar chiar mă, în Liga 1. Ce se petrece, mă, în Liga 1? Romanian. Romanian first. A, nu, stai că e Superliga aici. Da, am uitat. Are numele Superliga României. Botoșani ultima, Slobozia pe 15, Schellimber, FC Argeș. Nimic deosebit. Dinamo pe 6. FCSB pe primul loc. CFR-ul Cluj pe 3. De la Botoșan poate furăm și noi ceva, poate ăștia ceva jucători buni pe aici. Eduard Florescu nu rămâne fără contract, din păcate. Doar Alin Șeroni de 37 de ani. Superb. Tue ăsta e bun de ceva chat? Tue? Ăsta rămâne liber de contract. Pare că are work rate, par, passing, finish, finishing. Ăsta e Segundo. Capon, salut, bine venit. Pare interesant. Stai să-l scautăm o săptămână să vedem ce știe. Miroslav Ilicic. Și ăsta rămâne fără contract. E ceva de capul lui, nu știu. Am ratat live-ul de 12 ore. A fost, de fapt, sabaton. Ia uite, cum... Sunt curios dacă... Nu mai, las. E pe canal? Nu, că mi l-a blocat UEFA. Aș vrea să glumesc. Mamă, Romario Brânzar. Da, mă, îl vreau pe Romario Brânzar. Fringe player, așa slab acum Benzar, pe bune? Se le iau de rezervă? Cred că o să le iau de rezervă. E bătrân, cere puțin bani. Într-o Liga 1. Și am ratat, din păcate. N-am ce să fac, din păcate. Doar să-i dau un judecată pe aia de la UEFA. Așa că donați să sponsorizați procesul meu cu UEFA. Este singura modalitate, efectiv, prin care pot să fac video-ul ăla să fie public. Să dăm în judecată UEFA. Mă mândresc că am fost pe live-ul ăla totuși, a fost nebunie, a fost frumos. Poate mai repetăm, poate mai repetăm. Dar pe canalul celălalt o să repetăm, să putem face mai multe căcaturi acolo. Poate mai facem. La vară, când e mai multă lume. Sau într-o vacanță ceva. Așteaptă să-mi intre și mie banii. Hai mâine mai bine. Da, mâine. În jumătatea săptămânii, într-o perioadă fără vacanțe, fără zile libere, cea mai bună zi să faci un sabaton. Aha. Inter, mamă. Dar încă nu este hotărât să plece, ceea ce e foarte bine. Ludogoreț cu ofertă de 650.000 pentru... Bă, plecați, mă, dracu, de aici, mă. Ia să ne facem cu Corvinu. Romario Benzar. Să luăm pe Benzar, mă, mai fi bun un sezon de rezervă. Are experiență, totuși. Cred că ar fi ok. Dar e rezervă și la Botoșani, dracu. Romario Benzar. De ce se aude interfonul? Să nu spui că ai luat suc. Te bat. No, n-ai luat.
N-ai luat suc. Puca a luat suc. Mă, câine, mă. De ce ai luat, mă, suc? Ia să vedem. Am bătut Corvinul cu 3-2. Răducan, Gabor și Grecu. Grecu marchează din nou. Iar nu mai jucau bine Grecule până strină perioada de transferuri. Te rog eu frumos. A luat banii din Kofi, Puca, da? Așa este. Ăla e contul ei. De fapt, vă dă țeapă câinele. Fuge cu banii. Bruno. Maximiliano Bruno de la Colon. A, e scump ăsta, tată. Portar argentinien. Nu prea am încredere în ei. Gabor e tot de la Intec? Da. Gabor, Grecu și mai sunt câțiva. Mulți, de fapt. Lugoj. Ah, și aici se termină perioada de transferuri. Nice. It's very nice. Nicolo Romero. Sună cunoscut numele lui ăsta, nu știu, am auzit de el? Și cu cap undeva la Bari. La Genoa. Dar cum e atacant și are între 5 și 10 finishing? Ce bagă în poartă? Scuipatul. Iosif Rotariu, COVID, tare. Toți covidații la mine în echipă sunt. Doamne. Tată. Lugoj, încă un amical, cinstit, bazat. Nu cred că ne mai trebuie mai mult de atât, nu? Ia mă, Hergelegiu, ce-a făcut? Bă, 6 goluri, un asist, nu e atât de rău. Ai făcut pizza chatului, nu s-a ajuns acolo. Nu s-a ajuns la pizza chatului. Vlad Gabor. Ce-i asta, mă? Se antrena pe strength. Are 10 strength, e ok la 16 ani. Aolo, de-a crescut prețul, fii atent la Gabor. Până la 1.200.000, băi, ești nebun. Oare doar pentru că e dorit? Dar nu pot să le ofer contracte, mă. Ce ai luat, maica, acolo? Oare le-o Pepsi de la bunul, Pepsi. Da, să se vorba, pune Pepsi aici, mamă, aveam poftă. Nu, că bă, de sticlă, ca țăranul. Hai, niște, i-au zis și atât. Dacă are lag. Mă scuzați, doamne, să nu va pune în procesor, că moare... Moare PC-ul, dracu, că cam aș pe el de procesor să mă fac. Groaznic. Îmi pare rău că avem lag. Dar n-am ce să fac. Ah, doamne, Pepsi Max. Pepsi Max Infinite, a? Asta da colaborare. Ați bea chat un Pepsi Max Infinite. Cu aromă de cringe. Cu aromă de lămâie, dar puternic, gen 99% lămâie, să faci așa. Donați pentru PC, da, total de acord cu acest mesaj. Bă, ăsta nu arată atât de rău, Jumping Reach 3, dar 1,72 m totuși. Dar poate juca și aici, în spatele vârfului. Are și finishing bun. Pare interesant ăsta de la Botoșani. Agresivitatea de taste tempo are și trait. Work rate bun, viziune, teamwork. De Liga 1 pare bun. Are strength. O, salutare domnule Rico. Passing ok. Pare decent băiatul acesta. Să-i oferim o oportunitate, ia să vedem. Nu vrea, a. Nu vrea momentan, dar poate la un moment dat o să dorească. Și Ilicic ăsta este vârf. Are 4 goluri în 56 de apariții la Botoșani, cam rău. Ca atacant sau winger. Mai degrabă winger, cred. N-arată foarte rău, dar
nici foarte wow. Ne mai gândim, ne bazăm pe tineretul nostru. Oricum, mamă, cea, dar chiar bă, stați bă, că azi vine Intei cu, bă, vine Intei cu de jucători tineri, da, mă. Am și uitat, dracu, că vine Intei cu. Și vine mai repede, că avem câteva meciuri. În martie parcă venea, nu, chat? Salut, Petronel Lupu, bine ai venit. Salutare. Băgăm rezerve să joace băieții pe acolo, să se antreneze, domne. Că vine meciul Andrei Poșircă. Să-l dăm pe Andrei Poșircă, dacă te oferă ăștia. 180, nu... Poate totuși are potențial acolo ascuns. Are 5 stele totuși. Poate e ceva de capul lui, are 16 ani încă. Crește în strength, are o stamina bună. Nu l-aș da. Reject. Ce pronostic are pentru meciurile din UCL? Bă, nu prea mă interesează neapărat. Vreau doar să piardă Bayern, atâta tot. Marian Apostol, și pentru el vine ofertă și ăsta pare bun. Nu dăm pe nimeni. Nu dăm tată pe nimeni. Nu dăm. Toți rămân aici. Nu ne dăm tinerii. Tinerii țării nu pleacă în străinătate. Deci, cred că era echipă. O ofertă pentru ăsta. Hai mă, du-te. Că vrei să pleci la Tunari. Du-te la Tunari. Cherechi. Și pleacă direct, bazat. Bravo. Da, s-a terminat transfer window. Tare. Iar ne blocăm. Putem mașina. Din ce în ce mai rău procesorul ăsta, nu știu, se și încălzește mai rău parcă, nu? Sau? L-am mai rezolvat când l-am curățat atunci. Dar nu mai face față. Sadly, Romario Brânzar. Bă, ar mai fi mers totuși, dar dă-l și dracului până la urmă, nu? Mai dă-l și închis, da, măsi. Ne-a bătut, bă, ești nebun. Ne-a bătut Lugoj în amical, superb. Salut, am văzut reacția ta la clipurile mele din trending, mișto. Ok, mă bucur. Mă bucur că ți-au plăcut. De te-au făcut să zici mișto într-un mod total neironic. Respectă-ți numele, domnule. Stop smoking. Nu mai face clipurile alea, mă. E rău, mă. Omule, mă. Hai că faci ce vrei. I couldn't care less. Îmi dai content, deci poți să le faci. Ce prost sunt și eu. El își face banii, eu mă uit la ele. Easy, content. Aia zic. Exact, aia zic. Vlad Gabor. Ia să vedem pe domnul Vlad Gabor. Bă, Vlad Gabor ăsta pare să fie tank. Are un... Bă, să ai medie totuși chiar și în Liga 2 de 7.43. Mi se pare că e bine. E bine Vlad Gabor ăsta. Dar cine e acest domn? Cine? Dinu? Nu-i băiatul care face ăla cu AI? Parcă ele. Nu mai știu că e încurc. Ce oferte vin, bă, tată. Dar nu pleacă, mă, nimeni, mă. Nu pleacă nimeni. O să rămână la cu barba mai mare ca a ta, lol. Acum că nu-mi crește barba, hei. Că mă chinui și o să cresc o barbă cinstită de atâta amar de vreme. Hei, nu mi-ataca barba. Sunt insecure. Hei. Sunt gelos pe barba ta, domnule. Sunt gelos pe toți bărbații care au barbă, care arată a barbă. Că eu nu sunt în stare. La mine arată... Nici nu vreau să am termen de comparație, sincer. Cât de rău e. Auzi la el barbă, dă-te-n pula mea, Rico. Mai râde de mine. Râdeți de mine, mă luați la mișto aici. Ia să vedem. Avem meci. Astăzi avem meci. Peste o săptămână, iarăși meci. De la ce
Al cui imn era? Ăsta? Aolo, s-a rupt și Denis Radu, 4 săptămâni. Like, mă, pentru Denis Radu, care s-a rupt și el. Ce îmi place când mi se rup jucătorii după deadline day, să nu mai pot aduce pe nimeni în locul lor. Denis Radu. Bă, Pinzhofer, putem să-l băgăm pe Pinzhofer. Asta pare ok, dar asta pe ce se antrenează? A, pe wide back. Oh. Îl riscăm. Jucăm cu Iașu totuși, e meci greu. Lariu Erceanu, Pașcalău. Și Pașcalău e accidentat iar, mă. Mă, dar ăsta e mereu accidentat, mă. Doamne, ial. Aurel Vlaicu și-a revenit? A, deja? A, nu. Mai are 7 zile. Dar îl ținem pe bancă acolo să dea frumos la cameră. Pe bumerang ăsta aici. Grecu ce are? E suspendat parcă, nu? Da, frumos tare. Așa, Vrămescu, Răducan, Casiadi cu Gabor. Forță torță, cum ar zice un clasic. Move. A, e, asta e echipa. A, dar mai bună n-avem. Cu improvizații prin apărare. Vezi că am postat răspuns pentru Zapi, nu am văzut reacția ta atunci când îți răspundeam și ție. Păi și răspunde și mie. Ce treaba mea, ce vorbești tu cu Zapi? Treaba voastră! Vorbește cu mine e dialog. Vrei să ne-o dăm în content? Da, mă, da, am înțeles, dar ce am zis ceva rău? Bă, nu mă certa și tu? Omul meu a început să dea nume pe piese. Ne facem distrecuri mâine, fii atent. Acolo am experiență. Acolo pot să spun că am experiență. Acolo mai știu și eu câte. Mamă, ninge, acum am văzut că ninge. Ninge la Iași. Vreau să te uiți pe geam? Bravo, mă. Revin disurile. Bă, abia aștept. Eu abia aștept să revină trendurile cu disurile. Sunt gata. I am ready. I'm so fucking ready. Îmi fac album de disuri. Îmi dau dis singur. Îmi fac un album în care îmi dau dis singur. 13 piese. În care mă iau singur la pulă. Keep going. Mai mult. Dăm și noi un gol? Nu dăm, că suntem vai de capuși de zilele noastre. Mamă, Marta, că s-a jucat la Chindia. Marea Măgărie, dis. Bă, dar chiar mai țineți minte chat Marea Măgărie, dis. Doamne, Marea Măgărie, dis. S-au supărat băieții. Deci, s-au strâns mai mulți băieți din comunitate la un moment dat să-mi facă distrec. La Caterincă. Și suna ca pula, adevărul că. Na, asta este. Și eu am zis că, bă, apreciez intenția, dar sună cam ca pula. Și s-au supărat câțiva dintre ei. Și s-au atacat, că de ce am zis eu că sună ca pula. Că pula aia suna ca pula. Dar nu mai știu care erau. Nu mai știu care erau ăia de s-au supărat. Mereu uit. Nu-ți motivați, băieții. Nu mai știu care erau băieții care s-au supărat atunci. Nu-l ba pe Vlaicu. E riscant. Ba pe Huminic. Hai și pe Apostol, de ce nu? Eu am uitat și cine făcuse disul. Păi da, știu. Știu că era Maxim, parcă. Era și de el nu s-a supărat, gen. Maxim a fost super chill. Da, mă, Tarmacadams și Andu. Da, bă, așa este. Așa este și s-au supărat. Da. Mai ales Andu.
Da, ce vremuri. Bă, ți-au dat Ivan și Călin clipurile. Ce clipuri, mă? Nu mi-a dat nimeni nimica. Dar nu trebuie să-mi explici, tată, mie nimica. Stai liniștit. Bă, ce vrei? Nu sunt poliția YouTube-ului. Dacă vrei, poți să vorbesc cu poliția YouTube-ului să... Dar nu mai, nu se mai ocupă cu de-astea. Mă face muzică. Bă, da, se întâmplă ceva în meciul ăsta, mă, sau... Ne pasează Iașu. Suntem cu Călin? Credeam că ești. Ai de pula, popa, ce ai făcut? Te-ai și rupt, ești și roșu, prost, ești, maică, Doamne. Putu-s gura, mătii de prost. I-a luat accidentarea mințile la ăsta. Prună, left back. Ce frumos, ce-mi place, ce mă distrez, Doamne. Se duce echipa în cap după perioada asta, a? Foarte tare. Ce vreau dacă a nins Harry, ce vrei, de unde suprafață bună de joc? Poliția nu moare niciodată. Bă, a zis Călin că nu mai face poliția. Na. Zero-zero, să zicem mersi de 0-0, sincer. Să zicem mersi de acest 0-0, la cum s-a jucat și pe, în ce condiții s-a jucat la capitala foamei aici, la Iași. Na. Umeza cu o țigară în cinstea lui Dinu, Ribozo. Popa Band, ce frumos. S-a și rupt 1-2 zile, tare. Cuicule, semeni cu Travis Scott, da. Travis Scott, pula la tine. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte, foarte, foarte... Aolo! Și Dimov suspendat. Tare. O glumă demnă de Marlboro Roșu. Ar trebui să mai impun un meci amical aici. Opa, ce dracu fac, mă, aici. Obișnuit cu experimentele, îți dau sim. Mai pun un amical aici. O echipă să crească moralul, uite, cu Crișu, Chișineu, Criș 2, chiar. Plătim 500 de euro și câștigăm 10.000 de euro din acest amical, cumva. Ce de YouTuber ne vizitează? Bă, da, nu vezi, ne vizitează YouTuberii, tat. Data viitoare mă îmbrac la costum. Ce, mă, nu mă crezi că mă îmbrac la costum? N-am costum, că mă îmbrăcam. Apărăm și noi în trending cu reacts. Ce pula îmi trebuie trending mie, mă? Nu-mi trebuie. Am fost în trending la gaming. Nu mai întrebe, mi-a ajuns. Pe vremea mea am ajuns acolo, nu mai întrebe. Ce se joacă doar? În trending-ul mare n-am fost niciodată. Dar... ce dracu, între ce? Între manele și... între toate mizerile alea de acolo. Cine dracu vrea publicul ăla? Eu nu, aia e clar. Pe ăla de gaming e ok acolo, da. Brechinoz e membru de 4 luni. Aștept un album mai bun decât Femei Băutură Necaz, Căline. A scos. Se numește Într-o bună zi o să fim bine. Și mai bun decât Femei Băutură Necaz. Na. Iar ne băcăm. Futu-s procesorul, mătii, să-ți fut astăzi și mâine și poimâine. Nebunez, nu mai pot. O iau razna. Mi-a plăcut mai mult FBN, în Popular Opinion.
Dacă ți-a plăcut mai mult FBN, nu știu cât de mult o să-ți placă următorul album. Sincer. E... oricum e diferit față de ambele. Oare, într-o oarecare măsură. Mamă, ce costă între 13 și 20 dribbling? 50.000 de euro. Avem noi atâția bani să luăm pe ăsta. În 25.000 dăm și noi. 25.000, ok? Știi care vrea să negocieze cu noi. Ia să vedem. Pare bun așa la prima vedere. Asta ar fi o investiție bună de primă ligă. Hai că îți dăm așa, tată. Îl cheamă Gilardinio. Bine, la prima vedere, oricum nu-l acceptăm până nu vedem mai multe. Dar chiar pare interesant. One-footed selfish player. Asta nu e neapărat o problemă. Și mie tot FBN mi-a plăcut. Da, a fost mai trapish ăla un pic. A fost mai așa, mai generic. Față de ce face Călin în general. A, chiar ce ești de ultimul EP al lui Călin. Masterpiece a fost EP-ul ăla. Absolut fantastic. A răcit și prună. Superb. Reclamă la KFC, mi-e foame. Like, mă, pentru reclama la KFC. Like dacă vă place sau nu vă place KFC-ul. Xavi could leave Barcelona. Ia uzi, tată, ce zice aici. Ia vezi, mă, că putem să luăm pe Gilardinio ăsta. Să-l luăm, mă. E atacant, are dribbling, are first touch, are heading, 1,83 m, jumping reach între 9 și 14, bravery-ul cam micuț, composure între 6 și 11, dar pula mea. 24 de meciuri, niciun gol la Istanbulspor. ML Dan, mersi foarte mult de subscribe, binevenit. Off the ball e bun, e determinat. Vezi injury history, adevărat, da. O singură accentare, wow. Ok. Bine, din ce știm? Cred că aveam informația asta, nu? A, mă, că-l luăm. Fuck it, aia e. Îl luăm. O să vină în sezonul viitor, cred, nu? Că acum s-a dus perioada de transferuri. 23-6. Am făcut și noi un transfer. Eu zic că e demn de Liga 1 acest transfer. Gilardinio, bă. 15 dribbling, 13 finishing, 14 first touch, tehnică, heading, jumping reach. Determinare e bună, off the ball e bun. Nu este cel mai wow, dar pentru un nou promovat eu zic că o să fie bombă băiatul ăsta. Eu zic că merită. Hai mă că am făcut și un transfer. E văr cu Rivaldinio. Da, doamne. A, are și viteză bună. Să vezi ce trece ăștia, ăsta prin aia din Liga 1. Prin fundașii din prima ligă. Așa arată și Alibek pe foaie. Am bătut 4-0 în amical. Grecu înscrie din nou. Bravo, Grecule. Să te pregătești de meciul cu Concordia, că trebuie să-i batem, să facem puncte. Suntem la 5 puncte de loc cu 2, nu ne permitem să mai picăm în puncte. Tatăl este Ronaldinho, da, și sora e Rivaldinio. Ah, doamne. Pe unde mai e Rivaldinio? Păi nu e în Liga 1, Rivaldinio. Nu e tot la farul, parcă. Sau aici în joc. Rare stere. Oare e bun băiatul ăsta? E perfecționist. E nebun, e cu perfecțiunea el. Pare interesanțel așa, îl putem da împrumut în sezonul viitor. A, în joc. Hai să ne uităm. Rivaldinho. Este la farul. 29 de ani. Bătănii până și Rivaldinho, vă dați seama. Ce departe de noi era lui Rivaldo. Îmbătrânicea, suntem bătrâni.
Suntem hodoroși bătrâni. Orac. De ce am auzit numele de Orac până acum? N-am mai auzit. Orac. Așa. Avem toate datele despre Gilardinho. Are și aggression bun și anticipare bună. Chiar este exact ce ne trebuie nouă. Composure nouă aici, asta ar putea să fie o problemă, dar cred eu că nu o să fie neapărat. Vlaicu a răcit. Iar nu ne putem baza pe Aurel Vlaicu, că răcește al meu. Se clipează, e nebun. Of, Doamne. Nu e cel mai înalt, dar e bun. Are 1,83 m, e ok, tat. Este ok, că are și viteza aia mare care să compenseze. Deci mai avem Chiajna și Zalău și după aia să vedem, nu mai știu cum e formatul, e play-off, nu? Și ne mai jucăm o dată cu primele. Ce mă, îl dau pe Dica afară de la Iași? Săracul Dica. Dica puță mică. A tras curentul la ovare pe Vlaicu. Da, așa pare. Ce? Cu ce? Nu, ce? Nu m-am uitat. Ce-i maică? Ai jucat cu CSA, am jucat și a fost singura echipă care ne-a învins în, la nivel de campionat în această carieră, în două sezoane. Nu? Parcă nu ne-a mai bătut nimeni. Doar CSA-ul ne-a bătut. Aici. În rest, noi suntem neînvinși în, la nivel de campionat. Și în Liga 3 și în Liga 2. Puteam să fim invincibili două sezoane la rând, bă. În gură CSA. Ne-a prins atunci vulnerabili. Urât. Zalău e ultima clasată. Cu ea o să simulăm că n-are rost. Suntem aproape promovați oricum. Oricum e mai important play-off-ul. Când o să înceapă play-off-ul. Ce se întâmplă acum? Dică e de afumat și în realitate. Ții. Concordia, Chiajna. Vine Intecu, da? Vine Intecu. Asta e când venea? Și pe ăștia care pot. În marci. Dar mai știu exact când. Cred că după meciul ăsta. Hai să jucăm meciul ăsta să vedem. Grecu revine titular. Avrămescu, Bemanga, Casiadi, Gabor. Aici Denis Radu, cât mai avem mai mătat? Două zile. Nu îl putem forța pe el. Dar și pe cine să mai băgăm? Că ăsta e suspendat, ăsta e accidentat. Deci jucăm așa, n-avem ce face. Am înțeles. Pinzhofer, Muntean. De ce Muntean? Muntean. A, este echipa a doua. A, e, ne bazăm pe tineri. N-am zis noi că ne bazăm pe ăștia tineri. Ne bazăm, tată, pe ăștia tineri. Ce să facem? În joc poți să schimbi assistant managerul? Da, că l-am schimbat. L-am schimbat deja pe Foale. L-am dat afară pe alcoolist. L-am luat pe Palade. Foale. Și parcă merge mai bine echipa de atunci. Poți schimba tot stafful, nu? Da. Puteți schimba absolut tot stafful. Ia vezi că erau să ne dea ăștia gol. Ciontoș. Este, bă, da, suntem cam dominați și în meciul ăsta. Mami, mi se pare. O, Grecu, bravo, tata, bine Todorov. Pare că suntem un pic cam dominați. Pare că ne iau ăștia cam tare, așa pe final de sezon. Hai să nu dăm choke la promovare, vă rog frumos. Nu fiți dobitoci. Dacă se poate, dacă nu se poate. Forțăm un pic pe final.
Și mă, tacking. Să vedem dacă se poate. Marcați-l pe Pop ăla, că pare că are un meci bun. Ok, lăsați-o mai moale acum. Vreau să-l pun pe Dembele ca medic. keep going la toată lumea. Clasicul keep going. Mă, avem și noi nevoie de o victorie, mă, tată, mă. Și chiar dar nu putem bate. Și ne tot atacă, mai dracu, fiți atenți. Penalti, da, mai facem și penalti. Meciul trecut am luat roșu, acum facem penalti. Haide, Todorov, o simt, aici o dă fraierul. Apără, sare aici. Sare aici. Ești un prost, ți-ai să sare acolo. Hai. 1-0 pentru Chiajna, se apropie a doua înfrângere. Lejer de tot. Pare că rămâne la 40 de puncte. Haide, halo, și intră tu, poate schimbi ceva pe acolo. În atac pare că nu merge nimic. Apostol, Grecu slab, Bamanga ăsta slab, intră Ilie, care ne-a ajutat Ilie. Ilie a fost de ajutor. Hai, băieți. Gabor singurul care joacă ceva în meciul ăsta. Radu a jucat, a accidentat săracul. Salut, Sepică. Putem încheia stream-ul că a venit Sepică. Hai mă, gol, mă, nu se poate să pierdem cu Chiajna, ce dracu. O recuperăm pe asta, bine, Grecu, bravo, hai. Hai, de Radul, oricum Grecu o să fie suspendat meciul viitor, că a luat galben. Tare. A nebunit și Rico în chat. Hai, Chiajna, mă, du-te, dracu. Ok, golul nostru ăsta. Hai, Avrămescule. Nu mă gândeam că o scoate acolo, dar ok, Haloș. Bun, Ilie, peste poartă. Peste poartă, ca de fiecare dată. Minunat. Minunat. Cred că ne o luăm de la Chiajna, băieți. Avem posesie, avem șuturi, dar n-avem șuturi periculoase, n-avem ocazii bune, n-avem ocazii mari. Suntem absolut inapți. Hai, Ilie. Pasă în spate, Gabor, bravo, Haloș. Șut, mamă, dă-te, bă. Schimbare cu cap asta, băieți. Ce gol. Mamă, Haloș, fundașul dreapta. Pagă stângul, minge. Doamne, ce șut. Doamne, ce gol. Superb. Și uite că nu... Sau dacă chiar câștigăm Casiadi. Da, mă, e gol? E gol? E gol, mă, bine, mă, tata, mă. În 5 minute. Gata. S-a terminat Casiadi din pasa lui Grecu. Easy. Remontada. Scuze. Big W. Așa, tat. Casiadi zeuț acolo. Grecu suspendat, Apostol suspendat, Gabor suspendat. Ce meci frumos. Bine că jucăm cu Zalău totuși. Casiadi vrea contract nou. Bă, da, merită. E unul care să merite. Casiadi este acela, dar n-avem bani. Ok. L-am păcălit, l-am fentat. Nu-i dăm contract nou. Îmi place. Îmi place. Dar vreau la Grecu să-i dau contract nou, dar nu pot. Nu are cent. Are până în 2028. Ceea ce e ok. N-are clauză de reziliere, ceea ce e și mai ok. Hai mă cu intake-ul ăla. Când dracu vine intake-ul? Pe 15, când dracu vine? Nu mai știu. Sau la final de lună. Am uitat când a venit sezonul trecut. Câți jucători interesanți avem aici, mă, la asta. Uite-l pe stere ăsta ce trage al dracu de nebun. Vedem oricum când ajungem în Liga 1, abia atunci vedem potențialul cu adevărat. 15-16 parcă. Să sperăm, Doamne ajută. Cred că la final de lună toată lumea zice chestii diferite. Ce îmi place. Așa. Ia să vedem.
Chierechi, tu ce faci, mă, tată, l-am împrumut acolo așa? Ai jucat? A dat și gol chiar pentru Tunari. Bravo, mă. Ești dat dracului. Cu Zalău simulăm locul 19. Nu ne mai complicăm. Oricum, suntem aproape promovați. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic. Doar să pierdem tot. Cum ar fi? De-astea așa rele n-am mai pățit. Salut, Borsec, bine venit. Halo și în Team of the Week. Ok. Gabor Turn Professional. Și pot să-i dau contract. Ah, care 17 ani, perfect. Îi dau un contract de jucător profesionist. Ah, nu, că a semnat, ok, a semnat recent, ok, am înțeles. Sezonul viitor atunci. Avramescu s-a rupt și el foarte bine. Ce pălă mă, fac mă greșit de nu donează ăștia. Ha? Ce-ai ericotat? Nu ne poate? Nu ne poate bate nimeni. Aia zic. Ștefi, bine ai venit. Apostol la prima echipă? Bă, da, sunt de acord. Sunt de acord. Am buton de instant result. Vezi dacă mă ignori? Nini, ai grijă, ghe. Aia ai zis. Dar stai un pic, e ghe de ăla de... Aaa, făceam pe NPC-ul în cea să doneze ăștia. Numai tu te-ai gândit la asta, efectiv numai tu te-ai gândit la asta. Dacă fac eu pe NPC-ul cea, donați? Ia să ghe, dar nu că... Trebuie să-mi dați donații ca să reacționezi la ele, nu? Nu așa funcționa? Primiți un ghege la fiecare donație. Ia uite, subscribe, ghege! Palade, ce? Vrea să mi-l fure pe Palade, fii atent! Cine mă, Mureșul Toplița? Mă, Palade, unde te duci, mă, tată, ești nebun? Rămâi mă la noi, mă, îți dăm mai mulți bani, mă. Ia vină cu acest. Îl dăm pe Palade, al meu. Salut, Ionuț 24, bine ai venit. Zălau, mergi cu Zălau. Zălau. Mamă, cu ce hal de echipă trebuie să jucăm în meciul ăsta. Bine dracu că avem meci cu ăștia. E cazul ăsta de echipă. Cu ăsta 45 de minute, hai că e bine rău. Suntem bine rău de tot pe lot. Bine rău. Păi, ne nu pierdem noi cu Zălau. Ne bate Zălau, ne dă Zălau. Ia să vedem dacă ne bate Zălau. Zic că batem Zălau. Hai ta. Ne dăm în gură. 3-0. 3-1. Hai, 1-0 măcar. 2-0, mă! Mura și Bumerang înscriu. Bravo, tată. Ați dat-o. S-a dus Zălaul. La revedere, Zălau. Și-a întâlnit sezonul regulat. La 5 puncte de locul 2. Locul 2, Chindia chiar. Foarte bine. Zălau, să-mi bag pula în curul tău. Da. Radu suspendat. Superb. Și mai avem... Aolo, se joacă tur-retur acum. Mamă. Deci stai că nu s-a terminat greul. Avem tur-retur. Cu cele mai bune echipe din ligă. Asta o să fie dificil. Vrem clip cu Zappi. Vreți clip cu Zappi? Zopi cel TV. Nu am vorbit de mult cu Zappi. Cred că ultima dată când am vorbit cu Zappi trebuia să ne vedem când stăteam în Cluj. Acum 5 ani, cred. Nu știu dacă mai vorbit cu el de atunci. O, Intei cu chat. Hai, tată, să vedem. Avem un portar, Alexandru Dinu. Uuuu.
15 ani și 14 reflexe, 1,87 m? 14 hand... This guy is fucking good. Alexandru Dinu. Bine ai venit. Bine ai venit, tată. Bine ai venit la echipă. Wow, ce jucător. Și 1,87 la 15 ani. George Popa. Are bravery, dar n-are... determinare 1, ăsta e foarte rău. Determinarea și unambitious... Ok, am înțeles, ăsta e... Ăsta e, nu știu, să stea la echipa de tineret, poate smulgem un, nu știu, 10K pe el la un moment dat. E rău, e foarte rău. Georgian Lingurar, left back. Nu știu ce să zic de el, dar luăm pe full time, vă dați seama. Așa. Remi Gâț, îmi place numele. Remi Gâț e tot left back, pare... A, determinare 4. Determinare 4 și pentru ăsta. Vrea full time el așa cu pretenții mari. Dar în rest, Ilie Zburlea și Nenad Zburlea. Ăștia sunt frați? Stare determinare. Bine că au determinarea aia de n-au potențial. Deci mai are ăsta. Zburlea ce... Ok, pare ok. Ciprian Olteanu, Tiberiu Cosma, căcat. Bă, portarul e bun măcar, portarul pare strong. Aolo, dar nici ăsta n-are determinare. Ai mă, coaie mă, nici ăsta nu e determinat, mă. Ah, da, am înțeles, un intake nu foarte bun. Asta este. Not very nice. Un intake slab, da. Dar bine, după ce am avut în primul intake, adică nu cred că pot să mai mă plâng. Sergiu Grecu ajunge la cota de 1.000.000 și crește al dracu parcă prea bine pentru Liga a doua. Îmi place. Îmi place rău de tot acest băiat. Sunt curios în prima ligă. Vlaicu din nou se rupe. A nebunii și ăsta. A nebunii și Vlaicu și toată lumea. Da, Grecu ăla e forță. Ăla s-ar putea să aibă potențial foarte mare. Vlaicu totuși în Team of the Week după meciul cu Zalău. Palade acceptă contractul. Da. Ne-ar mai trebui un amical. Sincer, ne-ar mai trebui un micuț amical acolo, așa. Iar îl punem astăzi aici. E fix la o săptămână. Dar apoi vin meciuri multe, dar e un meci pe săptămână, cât de rău poate să fie, nu? Ce se Vladimirescu pune un meci? Așa. Aș sta biscuite pentru Grecu. Ești un dobitoc și un prost. Înțeles. Păi din 2003. Uic, mă mai știi? De ce mă întreb mereu asta? De ce mă întreb mereu chestia asta? Hai, aduceți-i pe toți pe care vreți voi să-i aduceți. N-a fost un intake foarte fericit, din păcate, și sunt supărat, sunt trist. Asta e. Atâta pot ce e cu mine. Eu prost. Probabil se uită el pe el și te întreabă dacă îl știi tu. Are amnezie. Ce se Vladimirescu, ia. Ia păza. A, și avem și 4 jucători plecați la națională când avem meciurile alea. Am înțeles foarte frumos. 2-0, bravo. Stere. Oh, Stere nu e la... e Stere. Da, gata, e CDM-ul. Toți sunt foarte mulți aici pe care îi putem promova, și că sunt Barcelona, să mor eu. Așa mă simt ca Xavi. Mă simt ca Xavi. Te cunosc de undeva?
Ce părere aveți de acea emisiune ce a adus? Vă uitați la Te Cunosc de Undeva? Mi-au ce aminte de Ștefan Bănică? Păi de, a, de acolo, acolo mă gândeam și eu. Dar nu Ștefan Bănică. Știați când Ștefan Bănică cânta cu trei băieți ca voce secundară și făceau, făceau aia trei băieți. Șubidu, șubidu, ta, pa, wa, pa, pa, wa, pa, și de-astea așa? Mai țineți minte? Înseamnă că sunteți bătrân dacă vă aduceți aminte de chestia asta. Și unul dintre oamenii care făceau șubidubap era Virgilianțu. Urăsc emisiunea că e Temișan în ea. E mai mult urăsc pentru Barabancea, dar nici Temișan nu este o figură prea agreabilă, sincer. Ce? Bă, mie nu-mi displace Pepe. Sincer, n-am nicio treabă cu... Dar am pula în juriul ăla, efectiv, aia Andreea Bălan, Temișan și Barabancea. Și Mihai Petre, în pula mea. Cât, doamne, au ales și mai insuportabili oameni. Ce urmează? Să vină Măruță și Pavel Bartoș. Nu știu, noi ne uităm la Power Couple. Ăla e tare, emisiune bună. Chiar, e chiar fan. Mihai Pietri. Aolo, a făcut bube Gabriel Răducan. Are blisters, are bube. Putu-te în gură de bubatul, dracu. Tu-s leprosul, dracu. Sunt carantină, tată. N-am opțiunea de carantină. Nu-mi place Dani Oțil. Mie îmi place Dani. E ok. Față de mulți alții. Grecu a învățat să dea cu exteriorul minge. Bravo, bă, tată, bă. Bă, ce învață ăsta. E nebun la cap. Mamă, Grecule, ce bazat ești. Trăiți ar mama ta. Ce joacă Grecu? Wow! Ce jugador, 1,69 m, dacă era și el un pic mai înăltuț. Dar poate mai crește, are 16 ani totuși. Oli Tehnica. Timi Șoara. Dani Oțile de treabă și IRL, l-ai cunoscut? Dar pare de treabă oricum, adică pare un tip chill. Bine, Mihai Morar oricum e ultimul. Mihai Morar e ultimul by default, așa e. N-ai ce să-i faci. Lu Morar e ultimul, ultimul ăla. Salut, Dum, bine ai venit. Salutare, salutare. Taică mi-a lucrat cu el. A, tare. Ah, chiar pare ok Dani, sincer, adică nu mi se pare. A avut și el perioada lui cringe când era tânăr, la neața, dar s-a maturizat dracu și el. Mamă, cât țin disponibil, mamă, mamă, ia-mă, doamne, mamă. Și eu cu cine dracu mai joc? Cu Todorov, Haloș, Mada, Dimov, ai cam belit-o. Cu Grecu leftback, hai că da, sincer. Să pice casa pe mine și tot nu joc cu Grecu aici. Popa e la internațional, ăsta e suspendat, Carabela e accidentat. Oi, păi și eu cu cine dracu joc aici? Improvizez eu ceva. Aduc de la echipa a doua. Pe cineva. Care era? Mai aveam vreun left back ăsta, lingurar parcă, nu? A, uite, tată, îl promovăm la 15 ani sau pe Pinshofer, nu juca și el aici? Ba da, perfect, Pinshofer. Ăsta e bun, cred că o să-l trimitem direct la prima echipă de tot. Pinshofer. Hai, domnul Pinshofer. Paul Pinshofer. Așa, tată. Dimov e unhappy. A, uite că o să joci, tată. E unhappy că nu jucai, acum o să joci. Restul sunt suspendați cu Apostol. Mamă, avem iar improvizații peste improvizații. Ce mă pace mie să improvizăm. Degrabă cu Ilie aici. Mamă, câte improvizații avem. Și avem ești cu Ceahlău. Ne-am dus, dracu. Ne-am dus, dracu, ne-am dus, dracu. Ne-am dus. Aie. Aie, Doamne, ajută-ne. Stick to the plan. Veți răbdăruri. Doamne, ajută.
Hai să vedem ce va fi, ce nu va fi. Ia, Grecu, hai Grecule, necar tu. Nu. Momentan nu. Quick pentru mai mult, Quick poți face alerte cu Vadim. Nah. S-a dus tată Mimu cu Vadim, gata. Trebuie să găsim altceva. Are drept steaua de promovare? Are, are. În sezonul 2 are. Scăpăm. Cum se numește melodia? Imediat. Bias de la Katori Walker. Bias, Katori Walker. În sezonul 2 face și pârle talpan, păi da? Se anticipează până și corupția în jocul ăsta. O, bine. Be manga, be manga, cam fău, lua apostol, doamne, oricum a fost offside, cred, dar mamă, ce șut. Cum de la test de acolo, cum de acolo pe lângă? Mimur cu Nana Falemi. Nu, ne distanțăm de fotbal acolo pe canalul celălalt. Aolo, grijă, 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 grijă. Trebuie să, oricum, vin alea, dar trebuie, oricum, v-am promis că punem alerte pentru streamul de mâine de pe canalul secundar, trebuie să mă gândesc ce dracu pun, că n-am nici cea mai vagă idee. O să-mi stor creierii în seara asta și mâine. În timp ce filmez, da. O, bine, Grecu, mă, Sergiu Grecu, 1,69 m, tată. Bravo, mă, cu capul. Bravo. Apasă pe ești un dobitoc și un prost pentru mine. Poftim. Că tocmai am luat mare muie. Ce ai pățit, tată? Ce ai pățit, domnule Rareș Robert? Aolo, bine, bine. Scăpăm, scăpăm, scăpăm. Aolo, mai scăpăm, mai scăpăm, mă. Bine, Hailie, Hailie, tată, Hailie. De ce nu dai pasă la ăla în centru? Iar pe portar, bă, dar le bate Grecul ăsta numai pe portar, mă. Hai, Grecule, șansa. Și pentru Grecu. Bravo, tată, bazat. Dar avem 1-0, avem nevoie de victoria asta oricum. Ne trebuie victoria. Am comandat de la un restaurant fără recenzii și care acum văd n-are locație. Alo. Eu zic să nu mănânci. Eu zic să nu bagi în gură ce ți-aduc aia. Dacă ți-aduc ceva. Ce, mă, Roberte, nu-ți mai place mâncarea făcută în opincile lui bunicu? Mm-mm. O ciorbă de șobolan, o de-asta. Uelălălălă. De la bucătării de-alea fake, ce ne mai place? Mai ales dacă ți-aduc ciuperci, da? De-alea crescute pe unghia mare de la picior. De-alea culese cu atenție. De la azil. Aoleo, futu-s gura mătii de portar. Țaulă, Todorov. Mi s-a dus și pofta de mâncare. Na, îmi pare rău. Mamă, să-ți aduc o friptură nefăcută și să zică că e medium rare. Să-ți aduc o friptură de-aia bună, așa, de care bagi furculița în ea și schelâncă necând. Când bagi furculița în ea. Îmi pare rău.
Nu prea mai avem nici schimbări ce să facem pe aici. Da, bine că am portar, mare portar. Hai, mai dă-le o pasă. Am luat desert, trebuie să fie chill așa de stream. Ah. La desert ce poate să fie? Vezi că rahatul ăla nu e rahat turcesc. Aolo. Hmm? O, gol, mă! Bine, mă! Bine, mă! Bine, tată! Și așa, mă! Cu lotul pe care l-avem, mă, tot facem treabă. Bă, Chad mi-a făcut Laura ieri, apropo de dulciuri, mi-a făcut Laura ieri. O bunătate, tată. Budincă pe blat de... Cum se numește? Pe blat de quinoa, de semințe de quinoa. Cu cacao, ce, nu știu cum a făcut ea, dar... Extra. Avea gust de orez cu lapte de la, de la Rizzo, dacă știți. Exact așa avea gustul. Superb, mi-a plăcut maxim. Trei, unu, mă. Ce-i bate, îi spulberăm. Ce-i bate, bă, toți? Nu poate bate nimeni. Te-mi prea bun, mă, chat. Ai prună și tu. Ai mura și... Prună și mură. Prună și mură, treceți acolo. Urez cu lapte. De la mănânc eu acum orez cu lapte de la Rizzo. Bă, e bună ăla. Haide, mură, mură, mură. O, offside, cam offside, cam offside. Oricum a fost bar, a fost și offside, okay, oricum. E bine, mă, avem 3-1 cu Ceahlău, cu multe rezerve, cu improvizații prin apărare. Bă, ne descurcăm formidabil. Ne-au intrat șuturile în meciul ăsta. Ca așa, per total, ăștia au avut mai multă posesie ca noi. Și au jucat și ei bine, dar am avut și noi calitate acolo sus. Se le-o dă un pic. Bravo. Bravo, bravo. 3-1. Grecu, două goluri și un asist. Ce zi e Grecu cu aia la 16 ani. E, efectiv, e la mini amal de România asta. Grecu, ce zeu. Bravo, mă, tată, mă. Hmm? Ce improvizație. Hmm. Da, da, aparent, da, jucam bine ăștia improvizați decât echipa. Dar n-am avut până acum echipa bună. Cel mai mare rating... Îl are Grecu și are și cele mai multe asisturi. La 16 ani. Abia împliniți, gen, în august. A prins și meciuri la 15 ani. Poli Iași. Ăștia sunt fipți ai dracu. August, coaiele mele. Bă, dar v-am învățat numai la prostii să mor eu. Bellingham prelungește contractul cu Real du Madrid. Bun avatar, to be honest, care sta cu pițurcă. Ne-am schimbat avatarele, chat, și pe canalul ăsta și pe canalul secundar. Ce mai vreți? Suntem bine, mă. Joz, salutare, domnule Fălci. Da, bine, asta a fost provocare în sabaton. Ăsta. Trebuie să-l ținem o săptămână, după aia schimbăm. Să vedem cu ce dracu schimbăm. Da, mănânc ca de obicei. Nu-mi vine să cred. Doamne, ce șocat sunt. Aoleu, nu, nu, nu știu cum e posibil așa ceva. Da. Câți pui ai sacrificat pentru astăzi, Jos? Mura, accentat și ăsta. Superb. Măcar revin jucătorii de la național. Pe fiecare live mănânc. Ce surpriză. Dacă fac 20 de stream-uri pe zi, tot de-atea ori mănânci. Pinsofor și Grecu. Mamă, da, Pinsofor, uite, în Team of the Week. Ca improvizație. Bravo, mă, tată. Bazat. Azi vită.
Bun, bun. Bun, 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 bun. Făcută de tine? Sau comandată, sau... Mă, bun apostol ăsta, mă. Pare cel mai rău. Poate îl împrumutăm în sezonul viitor. De ce nu? Nu comand mâncare? Mamă, ajută-mi și pe mine cum fac asta. Ce zeu. Bine, dar tu și mănânci mult. Mănânci 70 de pui, 20 de vaci. Am uitat, da. Da, bă, numai să stai să gătești cât mănânci tu. Doamne, ferește. N-aș putea. Mă, laudă Paul Codrea pe... pe Grecu. Toată lumea laudă pe Grecu, tată. Grecu-i mare, tată. Nu recomand Fendi, mi-am făcut stomacul muci de la cheese kebabul lor. Uf. Nici nu mai am de gând acum după ce mi-ai zis asta, mi-am imaginat cum arată stomacul tău a muci. Ce mănânci mă acolo? Ce e? Budincă? Pudin? Politehnica din Iași cu Politehnica din Timișoara. Duelul politehnicilor. Cine mai wanted Grecu, mă? De Inter? Măi, leu. Dar bine, n-a vrut să plece la Inter, ceea ce îl face cel mai bazat om din lume pe Grecu. Aurel Vlai cu Mada. Mamă, Mada a scăzut foarte tare. Cred că ăsta e nivelul lui cu adevărat. Probabil să cad, da, s-a dus Mada, din păcate. Da, e clar. Nu e de Liga 1. Vlaicu pare că încă ține bine Vlaicu și pare că încă se duce bine ca rating. Oricum o să scadă mulți. Popa ăsta... și a revenit și la acum, abia acum îl putem folosi. Bă, accentarea aia, să sperăm că o să fie ok. Casia di Gabor. Bun. Avem echipa bună în meciul ăsta măcar. Relații de joc, țaca-paca. Mă, cuic, ascultăm și noi la sfârșit de stream melodia 1-9-9-9-9. Ce dracu e aia? 1-9-9-9. The fuck is that? 1-9-9-9. Hai că mănânc, mă duc, dracu. Hai mă, că poate chiar e ok, mă. Poate totuși nu dai niciun zgârci în desert. Răducan ratează. Futu tengură, Răducan. A venit ceva bun de la junior. Bă, nimic. Un portar interesant, dar n-are determinare deloc. Na. E melodia lui 2P-ul. Na, nu, că ne luăm copyright dacă e de la 2P-ul. Nu putem... Bine, Mada. Ta, o l-a dat la Berisha, tată, Mihai. Aolo, ce șut a prins Valon Berisha. Mă, nu Tupac, Tupeu, care Tupeu e... Stai mă, Tupeu e numele lui Temișan? Ce? Stai mă, ce? Ce înseamnă asta? Cum adică? Temișan are nickname de Tupeu? Adu-mi aminte pe stream-ul de mâine. Acum facem altele aici. Adu-mi aminte mâine, chiar vreau să văd. Chiar vreau să văd. O să mă abțin să nu caut eu după stream. Da, în PLM, Temișan 99 a scos album de rap sub numele de Tupeu. Abia aștept stream-ul de mâine. Vreau să... Nu știu, habar n-aveam de chestia asta. Tocmai ce am ascultat Urbanistul lui Solomon e genial.
Mamă, și pe ăla vreau să... Bă, bine, Grecule! Bine, tată, gol, mă! Bine, Grecule! Încă o dată gol cu capul de la Grecu, nu? A dat cu capul, parcă? Ia vezi că a centrat-o Radu și a dat Grecu 1,69 m, sare peste ăștia-i zeu. Bun. De ce n-ai sunet la joc? Pentru că jocul ăsta n-are sunet. Adică are, dar se aude foarte rău. Pe sunet jocul ăsta e degeaba. Todorov, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cu cine se merită să fac carieră în fumă? Cu cine vrei tu? Efectiv, cu cine vrei tu? E destul de irelevant echipa. Cine îți place ție? Cred că mi-am găsit olandeza. Sau olandeză. Aol. Te-ai gândit să încerci un save cu retro FM? Nu, dar o să se lanseze, cred că luna asta sau luna viitoare, un database cu squadurile din 2008, parcă. Gen cu Messi, Ronaldo, tineri. Și dacă vreți putem să facem pe ăla ceva. Ar fi Caterinca, zic eu. Asta băgăm și pe Turcalet să joace și el. Ai văzut că s-a lansat un joc la fel ca și FM în stilul ăsta? Nu, nu știu. E interesant, e bun de ceva? Dacă el încercăm. Nu știu, cum îi zice? Top 11 îi spune. We are football. Interesant, n-are grafică deloc, e gunoi, am înțeles. Este offside aici, nu? Normal că este offside. Ce frumos, ce ne mai place nou offside-ul. O să mâie baza, o să mă. Grecu nu mai poate, săracu. Hai, Apostol, intri tu. Băgăm pe Apostol în bandă, de ce nu? Și hai și Haloș. Poate ne mai salvează o dată Haloș? Tot ăștia atacă. Este gol offside! Sergiu Buș, nu te bucura! Mamă, mai joacă Buș. Wow! Și unul la unul cu Iașu. Politehnicile o dau la pace. O să mă ulerea top la vremea lui. Eu m-am jucat top 11 doar. Când era pe Facebook. Și căutam hack-uri cum să-mi bag puncte de alea pe top 11. Evident că nu existau. Și îmi luam țeapă și îmi luam virus și în PC. Băia deștept, eram copil deștept. Bă, 4 puncte până acum, suntem la 9 puncte de Chindia, Chindia încă n-a jucat însă. Nu știu, o sâmă n-am prins, n-am jucat, doar i-am promovat o dată, parcă nu? Știu că mi-au dat bani. Mi-au dat 500 de euro atunci, chat. Oho, oho, am mâncat bine. Mai țineți minte că am promovat o sâmă. Dar parcă și top 11 l-am promovat, dacă mi-aduc eu bine aminte. Aia mi-am dat mai puțin, că era mai târziu, mai devreme, era mai la începuturi. Și după ți se bloca PC și spama contul și parola, ai la Metin. Ah, da, hai cu ăla de Metin pe Ang, da, l-am pățit și eu ăla, de spama în chat parola și contul. l-am pățit-o și-o pe asta. Pe top 11 mare din nou, de lâmpul aia de FM. Cu aia mi-au furat FMS-ul. Asta e, tată. Eu mie nu mi-a furat nimic, că eram la început atunci, nu știam eu Metin și nu văzuse nimeni, gen eram pe un CH de ăsta. Mamă, ce m-a juca un Metin cu aia, dar dă la capă vremuri, bă, nu mai pot. Mamă, fierbe sângele mine să joc un Metin de la cinstit, clasic.
Dacă intri pe Metin astăzi... M-am apucat de Metinul ăla, am level 25, e mișto, Avelo 2. Și chiar e gen ca în... Ca atunci, ca pe vechi, sigur n-are căcaturi de-alea. Avelo 2. Deci pe Mazilu. Mazilu e pe locul 36 la cei mai buni Wonder Kids. Păi și nu este, mă, și grecul al nostru. Nu e, bă, grecul, bă. Aici, niciun caz, ne. Bernal. Totuși, uitați-vă ce jucător pe aici. Lamine Yamal. Nusa. E mișto, nu are level maxim 99. Bă, ești nebun. Și e cu căcaturi de-alea, cu alchimie și de-astea. Avelo 2. Fără alchimie, mamă! Păi exact cum vreau eu să fie. Mamă, cred că o să-mi iau și o chat. Avelo 2. Țin minte numele. Mandorlini. Ia uite-mă al dracu, managerul lunii. La oțelul. Andrea Mandorlini la oțelul. Superb. Todorov, s-a rupt Todorov, dar revine până la meciul cu oțelul. Dar ce n-a spune când pot să fac stream pe servere, că mi-au dau aia strike de la Gameforge. Ești pe ei. Că aș fi jucat pe canalul secundar așa pe stream. O stare. Dar nu se poate. Nu se poate, senior. Fernando Chavez. Pune mai multe despre tine, domnule. Hugo Azi. Nu rămâne liber, nu? Cost. N-avem bani, suntem săraci. Iano Romero, nu. Castaneda, nu. Lima. Jeremy Bro. Mamani. Scautăm și noi pe aici niște străini, poate găsim unul bun. Mulțumesc de subscribe, Victor MDS. Victor MDS? Acel Victor MDS? Acel Victor MDS. El să fim. Sună foarte cunoscut acest nume. Poate confund eu. Sper să nu. Da, tată. Wow, Victor MDS. Salutare, bine ai venit. Acel Victor. Am long time no see. Mai ții minte, mă? Mă ajută-mă încă memoria, mă. Bună seara, Luca. Bine venit. MDS, RDS. Băiatul cine e? De pe Twitch. Aștept să te revăd la concert la Călin. Siguranță voi fi acolo. La ce meci vă uitați în seara asta chat? Dar chiar chat, la ce meci vă uitați în seara asta? Uitați-mi să dau like, sunt un dobitoc și un prost. Ia uzi. Sunt dobitoc și un prost. Oțelul din Galați. Ce zici, măi? Galați-o Bayern. Eu nu o să mă uit la niciunul. Țeac. Eu s-am depus alerte pentru canalul secundar. Like pentru canalul secundar. Am avut simulare la istorie azi și am zis să mă relaxez puțin. Și cum au mers simulările până acum? La la la. Opa, suspendat din nou, ce îmi place mie când se suspendați toți jucătorii, mă distrez maxim. Dimov, I guess. Or cu Grecu, Bemanga. Da, Orcasia, adică clasic, jucăm și meciul ăsta că n-avem ce face altceva. Bun, oțelul Galați. Haide, Doamne, ajută-ne. Joy the match. Ar trebui să câștigăm cu oțelul. I-am mai bătut. I-am mai nenorocit.
Pe locul 3 totuși, e o problemă dacă ne luăm bătaie de la oțelul. E o problemă. Foarte ușor, mă aștept la minim 8.50. Top, bravo. Tot așa se aude la voi chat. Evident, cu siguranță noi sperăm ca CSA-ul să cadă pe 5 și să nu promoveze. Așa ne-am dori, să nu-i vedem în prima ligă. Aolo, dar ne atacă ăștia. Tot i-a dăscălit să-i păzea. Taaa. Soti. Mamă, cine pasează ăștia? Cam offside aici, dar e ok, Todorov e acolo. Fă-te sura dacă te faci, mă fac ce vreau eu, mă. Cam tăișuri să-ți dau, nu, mă fac șaman dacă mă joc pe serverul ăla. Dar n-am când să mă joc, nu cred că intru, că după aia mă joc prea mult. Nu cred că o să intru pe server. Am treabă, am de făcut content. Trebuie să, oricum trebuie să pregătesc niște content, că o să am treabă și vineri seară și sâmbătă la prânz. Scăliței și Soti iar ne-a luat ăștia la pase, doamne, doamne, doamne. Puuu! 0 la 0. Păi ne-au cam dominat ăștia de la oțelul. Avem noi oare squad suficient cât să facem față în prima ligă chat? Pune probleme grave oțelul la noi acasă, ceea ce e cam rău. Și avem aproape cea mai bună echipă în teren, adică e ca și cum avem indisponibil în meciul ăsta. Hai, poate în repriza a doua ne descurcăm mai bine. Bravo, Grecu, Avrămescu. Cu copiii înainte, mă, tată, Răducan. Of, of, of. Nu, Roșu, dă-te, dracu, să... Iar luăm, bă, cartonaș, mă, bă, iar luăm, bă, cartonaș, bă, bă, băiatule. Sufăt, 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 sufăt. Superb. Superb. Cartonașe roșii peste cartonașe roșii. Bine că nu luăm gol măcar la faza asta, e ok. Nu uitați să luați cartonașe, mă. Luați cartonașe roșii. Deci, bună e dracu toți. Unul nu joacă bine, în afară de Gabor și portarul. Să ne domine acum oțelul, nu știu, jucăm... O jucăm safe, încerc să-i încurajez pe ăștia dacă se poate, bine, dacă nu. A, ce să fac? Ar fi a doua înfrângere dacă ne bat ăștia. A, un egal cu ei ar fi ideal. Hai mă, rezistați, vă rog frumos. Ok, bine. Pare că rezistăm. Bun. Bun, 0-0 cu 9 minus pe finalul meciului. E bine. E chiar ok. Cu un oțelul care a jucat bine. Ne-a pus probleme. O seară nu foarte fericită de meci. Puca. Mamă, ce spune. Nu, ai grijă așa. Poate să trezește și te mușcă de mână. E în somn adânc. Așa o trezești. Știi că mergi afară și te trezești. Easy. Pustai, Pustai, ce a venit Pustai pentru Denis Radu? Bine. Pustai e la Botoșani? Hai că merge la Botoșani dacă e. Denis Radu a luat și roșu, l-a impresionat foarte tare Pustai, cu siguranță. Cu siguranță l-a impresionat, sunt 100% sigur. Ah, Gabor, Haloș, Casiadi, toți suspendați pentru meciul următor, care este cu Chindia, locul 2. Ce îmi plac regulile astea superbe. Absolut superbe aceste reguli. Mă distrez maxim. Chindia, fix meciul cu Chindia, băgam iași picioarele. Ce? Păi,
De ce sunt suspendați? Că au acumulat cartonașe galbene. Și el a luat roșu, Radu, deci. Na. Nebătuți, nebătuți în continuare. Bine, mai puțin de CSA. Asta că vine și răzbunarea cu CSA. Vin două răzbunări. Dar mi se pare super ciudat că ai doar un meci zonul regulat și după aia ai tur-retur în play-off. Foarte dubios. Vlaicu pare că se duce. Ușor, ușor. Pare că face niște rating-uri bune pe acolo. Vericu și Sepica sunt aceeași persoană pe două conturi diferite, cu siguranță, da. Așa, așa mă gândesc și eu de foarte multe ori. Dacă Sepica nu este real chat, v-ați întrebat? La Sepica mă aștept să nu fie real. Salut, egipteanu, bine ai venit! Se pică o hologramă. E un AI. Se pică este un AI. De atât de bipolar. Uneori e super random. Cred că e AI-ul lui Mavericu. L-a programat Mavericu și acum doar îl antrenează în chat aici. Ce lag avem frumos. Doamne, fătute în gură de procesor. Vine să-i fut un șpiț la unitate. Ce-i constatat? Cine l-a supărat pe ăsta? Urcane, de ce nu mai postez cariere? Dacă ai răspuns la genul ăsta de întrebări, am fost pe cea, sorry. Că nu mai vreau să mai mă joc FC. Mă plictisește teribil jocul ăla. Să postez experimente de acum înainte, că îmi place mai mult. Dacă câștigi cu Chindia, cred că poți simula restul sezonului. Aveți tu, mai sunt multe meciuri, aia e problema. Bine, nu mai sunt atât de multe, dar mai sunt meciuri. Dar vreau să bat CSA-ul, ăsta e obiectivul meu. Dar nu știu, dacă să batem noi Chindia cu atât de mulți. Aia zic, încă doi accidentați, de parcă n-aveam destul indisponibili. Ce mă pace mie, Doamne, ce mai mă pace mie la... Ah, omorâți-mă, vă rog. Oare a murit Rareș Robert? Până n-am mai zis nimica. Sper că e ok, sper că nu-i cu perfuzia în mână acum. Am mai rupt și ăsta, frumos. Toată lumea se rupă. Aia cred că revin totuși. Ah, Doamne, dar ce a pățit? A comandat de la un restaurant care n-avea locație și a mâncat ce a comandat. A zis că mănânc. Astea au fost ultimele lui vorbe. Că bag pula, mănânc. N-am mai zis nimica de atunci. Nu știu, nu mă uit la meciurile din seara asta. Nu mă pasionează. O să mă uit doar când joacă Barça. Facem react 100%. Nu, gata. Nu există să nu facem react. Da, Răducan. Mai rup. Gura mătii, Răducanule. Se rupe toată echipa, tată. Saj s-a dus pe pulă. S-a dus. Hai să suferim pentru Rareș Robert. Să vedem Pașcalou, să joc cu Pașcalou, mai un joc cu Apostol, ăsta n-are stamina destulă. Curescu, unde e Haloș? Haloș e suspendat, Doamne. Doamne, cu ce echipă o să joc, Doamne. Aileu, ce
Ce dracu e ăsta pe bancă? Foarte bună întrebare. Avramescu, Grecu, măcar avem partea asta a terenului, ok. Hai să fie bine. După aia cu CSA, după aia batem CSA-ul pe Ghencea. Poate mâine norocim. Mai avem atacant pe aici? Nu mai avem atacant pe aici să putem promova. George Popa. A, bine, ăsta cred să-l consider totuși atacant. Mai avem pe Andrei Poșircă, care pare o cotă bună acolo, dar și Muntean ăsta pare ok. Are și înălțime bună ăsta, jumping reach bun. Heading-ul slăbuț însă. Salut, Quick, te urmăresc de când aveai carieră cu Steaua pe PES. Salut, Stanciu Robert, bine ai venit. Și mulțumesc. Hai, tata, să vedem. Dacă reușim să câștigăm meciul ăsta cu Chindia, suntem dați dracu. Salut, te urmăresc de când aveai dinți de lapte. Salut, Joz. Ai avut carieră cu Steaua pe PES? Am avut. Am avut și pe FIFA chiar. Pe FIFA și pe PES. Te știu de când ți-a dat gheboasă punul ăla, dar a fugit de tine, respect. Hai, mă. Kindi, ceahlă. Superb. Frumoase prescurtări. Acum am observat. 2016, nu mai știu. 2014 mai degrabă. 2014, 2015. Nu cred că 2016. Bă, aparent, momentan avem posesie și avem șuturi. Ăștia n-au nimic. Momentan. Dar avem două cartonașe galbene. Dar trebuie să scot căcatul ăla să mai jucăm agresiv. Cred că are... Cred că mai rău să luăm prea multe cartonașe galbene, pur și simplu. Mai bun acolo la finalizare și putem câștiga, zic eu. De ce nu? Da, nici egalul nu e rău. Egalul ne menține acolo, dar nu ajută deloc pe Chindia. Mamă, dacă îi batem o să cadă pe locul 3 ăștia. Hai, Grecule, bravo, Avramescu, dă-i mă! Grecu, frumos! Mama, apostol, du-te, dracu, dă gloaba, dracu, gloabă, care ești gloabă? Gloaba, dracu, gloabă, gloabă, gloaba, dracu, gloabă. Bemanga. Gol, mă. Sipotare. Da, mă, bine, mă, tată, mă. Bravo, mă, cu capul din corner. Nesperat de la Rotariu. Era ultimul la care mă așteam să... La care mă așteam să dea gol. Avram Escu. Cur Escu. Pasă, ai dat un adversar bou. Ții turci la echipă. Asta pățești. Fof. Mi-a picat abanoș bine, bă, băiatule. Șorban, ia vezi că suce Șorban. No, bine mert, mamă, ce bine, de-aia ardă pasă proastă. Bă, cât poți să fii, mă, de inapt? Hai că dă grozav peste. Gicu grozav e Gicu grozav, el e el. Hai, Demand More, hai, da, tată. Hai, dacă se poate. Nici nu fac nicio schimbare până nu... Da, mai dați un gol. Bravo, mă, Vlaicu, frumos. Ia cu capul și el a preluat după bara aia. Gata, acum vă odihniți. Acum vă puteți odihni. Hai, Pașcalău. Hai de Prună, că ăsta n-am mai jucat de mult. Dimov pe acolo. Vlaicu, că nu știu niciodată când mai așa stau un galben. Intră și Carabela care revine. Bun, perfect. 2-0 cu Chindia. Iar bate în Chindia. Cam bine, cam foarte bine. Bravo, mă. Două cornere ne-au adus victoria. Momentan. Că... Poate mai dăm. De luat nu mai luăm, ăștia au jucat groaznic.
Ei nici măcar un cartonaș galben n-au luat. Ce slabi. Acolo. 2-0, un scor cinstit. Suntem aproape promovați. Nu mai are ce se întâmple. Prea mult, nu? Sa? Opa, era să ne luăm gol. E bine. Ce logo pe cai? Că de se văd logo-urile în triunghi. Nu știu exact. Eu l-am de mult, mai știu cum se numește. E pe FM Scout oricum. Îl găsești pe acolo. Pe site. Caută. Pe manga, pasă, prună. Bine, Pașcalău ăsta nu e în stare să dea minge nici să... Pașcalău, abia aștept să scap de el. Abia aștept să scap de Pașcalău. Pașcalău, al dracu să fie. Bravo, mă, tată. Ce victorie. Suntem ca și promovați. Suntem ca și promovați. Chindia cade, nu-i așa? A căzut pe 3 Chindia. Și urcă CSA-ul pe 2. Trebuie să-i dăm și pe ăștia de pe locul 2. Să e dracu să fiți. A urcat CSA, a urcat Talpan, gloabele, dracu, gloabe. Să avem o misiune importantă, să nu promoveze CSA-ul. Cel puțin nu direct. După aia nu mai ține de mine. Mai avem 6 meciuri de jucat, dar le vom juca mâine. O, trăiește la Rejober, chat. Vom juca mâine. Mâine terminăm sezonul și le începem pe celălalt. De nu mâine. Streamul următor, care va fi joi. Cel mai probabil joi sau duminică chiar. Dacă nu e joi, e duminică. Dar ne mai vedem pe canalul secundar, unde voi va trebui să dați subscribe sau intrați pe Discord, dacă vreți să intrați pe Discord. Aveți serverul Discord, aveți canal secundar unde postăm zilnic. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc, chat, pentru că a stat aici cu mine. Mulțumesc membrilor noi care au venit aici alături de noi. Ne auzim joi când se dă la coi, taci vaca.